Bună, astăzi vă avem alături pe Ana Rusu, specialist în resurse umane, care ne va povesti mai multe din culisele unei agenții imobiliare. Ana, te rog să ne spui care sunt valorile și viziunea companiei Mirax. Bună, Vlada! Valorile de bază a companiei Mirax este transparența și corectitudinea. Să știți că aceste valori le aplicăm atât față de clienții noștri, cât și față de colegii pe care i am, adică respectiv candidații care sunt abia potențiali colegii ai mei. Ce am în vedere prin asta este că ne purtăm corect din punct de vedere de a deservi un client. Serviciile pe care le prestăm sunt transparente și uh, avem o corectitudine față de clientul nostru, dar în același timp de cealaltă parte a baricadei, ceea ce zic de interior, mm -hmm. ne purtăm corect și frumos și transparent, atât și cu colegii, mai adică ales Adică, aveți o sunt... echipă unită? Adică ne străduim să facem o echipă unită și dacă vrem să avem un rezultat în această privință, trebuie să fim corecți, că doar uh -huh. așa poți să ții omul lângă tine. Cum arată profilul ideal al unui agent imobiliar Mirax? Ce calități și abilități ar trebui el să le aibă? Și să știi, Vlad, că calitățile unui agent imobiliar care s-ar potrivi perfect pentru noi, pentru Mirax, pot fi foarte ușor depistate în orice alte domenii, am în vedere în orice alte funcții pe care le dețin deja... Unii potențiali candidați care aș îndemna să vină la noi. Cumva s-a creat o senzație că, ca să fii un agent imobiliar, trebuie să ai niște calități extraordinare, deși noi punem accent foarte mult anume pe abilitățile de comunicare și de deservire, de orientare către client și aceste lucruri pot fi uh, identificate și, la, și în multe alte domenii. Probabil este un avantaj dacă aș fi fost a lucrat în domeniul vânzărilor. Sigur, pentru că anume în domeniul vânzărilor și găsim aceste calități. Acolo și identificăm aceste calități. Dar să știi că am colegi la momentul actual care au venit din alte domenii decât cele de vânzare. Dacă poți să-mi dai exemple, nu știu. Uite, am o colegă care a fost, este fost învățătoare de clasele primare, de Așa. exemplu. Sau am coleg care este fost contabil. Sau, de exemplu, am coleg care este fost jurist. Și deci nu este vorba despre vânzarea acolo, da. dar este. Este Orientarea față de uh, client, într-o exact. fel oarecare oricum, pentru că ești la dispoziția clientului, pentru că uh, acorzi atenție ceea ce ar avea el nevoie și ești alături de el. Și, de fapt, agenții imobiliare, în principiu, asta și fac. Ei Se sunt, bazează pe comunicare, da? Uh, și sunt orientați la ceea ce ar avea nevoie un client ca să-i facă cât mai țintit oferta sau ca, sau ca procedura de vânzare cumpărare să aibă loc cât mai corect și cât mai convenabil pentru mm -hmm. client. Ana contează profilul de studii, e necesar neapărat să aibă studii superioare, un potențial agent? Profilul nu contează contează real să aibă studiile superioare finisate. Deci pe asta punem accent, la asta ne orientăm. Domeniile în care își are studiile candidatul nu este atât de important pentru noi, pentru că, cum am menționat un pic și mai devreme, am colegi chiar din diferite domenii, atâta timp cât sunt relevante pentru noi abilitățile pe care le are. Cum arată procesul de recrutare și selecție pentru agenții Mirax? Care sunt criteriile de evaluare? În prim pas sunt CV-urile care vin la noi, CV-urile recepționate, care vor fi analizate minuțios Ulterior, candidații potriviți conform acelor criterii care le-am mai menționat și mai devreme, studiile superioare finisate, abilitățile de comunicare, pentru că asta poți să vezi din CV, de exemplu, experiența pe care a avut-o. Dacă este o persoană care a activat chiar și în domeniul juridic, dar nu în, în vânzări, este clar că a avut o comunicare cu clientul. Dacă chiar este un reprezentant medical, da? este la fel o vânzare și o consultanță oarecare. Deci, din acel CV pot să-mi dau seama dacă ar fi un candidat potrivit uh -huh. și abilitățile pe care poate să le aibă acea persoană, uh -huh. respectiv, ulterior, îl contactez și îl invit la noi pentru un interviu. Ceea ce presupune că sunt chiar și multe CV-uri care nu. Mai ajung la etapa de interviu. Uh -huh. Deci sunt câțiva pași, primul dintre, dintre ei fiind analiza ace acest presupunem acestui. Presupunem, din 20 de CV-uri care urmează să ajungă la interviu nu pun accentul pe cantitate, de că tu ai zis din 20 de CV-uri, el pot să fie chiar foarte bune toate 20, să vină toți 20 de candidați. Deci, din aceste 20 de CV-uri, eu o să văd din experiența pe care o are candidatul sau din scrisoare de intenție pe care am primit-o pentru acest candidat. Deci, poate fi că din 20 de CV-uri să vină chiar toată lumea să invit pe toți la interviu sau poate fi că chiar sunt doar doi eligibili pentru noi. Dar de regulă sunt 60% din CV-uri care sunt elegibile. Am înțeles că deja nu puneți accent pe experiență, dar cum are loc procesul de instruire? Odată confirmați, agenții noștri beneficiază de instruire, ceea ce aici presupune parte teoretică și parte practică. Mm -hmm. Adică 5 zile vor fi seminariile de uh, inițiere în domeniul imobiliar, unde sunt informații de tipul cum acționezi într-o situație sau alta? Cum ai discuția cu un client proprietar sau cu un client, client um, cumpărător? Deci, practic, tot procesul pe care îl are un agent în acest domeniu. Îl învățați aici în, în această instruire, da? Corect. De asta și-am zis un pic mai devreme că nu, cumva nu ne orientăm neapărat la experiență în domeniul imobiliar, pentru că um, instruirea pe care o oferim noi uh, este cumva complexă, atât teorie cât și practică, pentru că ulterior fiecare agent va avea un mentor cu care uhum. va petrece timp ca să vadă toate procedurile. Asta foarte bine. O zi din viața unui stagiar ar arăta în felul următor. 5 zile de teorie, după care practica în teren cu agentul imobiliar care are experiență și care poate să-i dea detalii și demonstrații practice. Uh -huh. Vizionări, negocieri, mersul la evaluarea obiectului imobiliar. Deci absolut tot ce l-ar ajuta pentru a-și construi o carieră de succes în imobiliare. Am avut întrebări din partea candidaților care veneau la interviu, da, aș putea eu cumva să fac mai întâi instruirea, după care să decid dacă rămân în acest domeniu? Păi nu, pentru că noi instruim viitorii noștri colegi, deci potențialii mei colegi pe termen lung. Ce poziții vacante aveți deschise la momentul actual? Noi, la momentul actual, suntem într-o fază foarte activă de recrutare. Mm -hmm. Pentru că ne completăm echipele. Avem câteva echipe. Deci, noi avem echipa de agenții imobiliari care intermediază vânzare. de Proprietățile imobiliare. Avem echipa de agenți imobiliari care intermediază chiriile uh -huh. și avem uh, echipa de operatori col-centru. Respectiv, momentan, avem poziții deschise pentru toate, pentru câte una din aceste funcții. Pentru operator col-centru, pentru agent imobiliar care face intermedierea închirierilor și pentru agentul imobiliar care face intermediere, intermedierea vânzărilor. Uh -huh. Chiar aș fi curioasă câți agenți aveți în Mirax. La momentul de față avem. Uh, 70 de agenții imobiliare. Să știi wow. că noi nu pretindem să fim o agenție cu 500 de agenții imobiliare. Știm noi sigur care este formula perfectă pentru echipele noastre. Știm sigur câți agenții imobiliari vrem să avem într-o echipă, în alta și echipa de call-centru. Adică, cumva, de asta și-am menționat că momentan suntem în faza activă de recrutare. Asta nu înseamnă că este cumva un Vreți plan... să ajungeți până la 100 de agenți? Să luăm pe total echipele, cred că vor fi pe un pic peste 100. Care sunt avantajele și beneficiile de a lucra în Mirax în comparație cu alte agenții imobiliare? Aici am să revin la ceea ce am discutat chiar în prim plan, ceea ce am zis că ne orientăm foarte mult pe transparență și pe corectitudine, că asta este un, asta sunt principiile de bază care, sunt, care țin oamenii împreună. Asta avem aici și asta oferim colegilor noștri. Deci fiecare coleg al meu cunoaște foarte bine care vor fi veniturile lui în, în urma tranzacțiilor pe care le va avea. Fiecare coleg al meu cunoaște foarte bine care sunt procesele în interiorul companiei, nu avem secrete, pentru că vrem să avem o echipă pe termen lung și pentru că vrem să avem pe cei mai buni lângă noi și pentru că avem planuri mari pentru viitor în acest domeniu aici în Republica Moldova, colegilor mei Agenția Mirax le oferă ceea ce i-ar ajuta foarte mult să-și să dezvolte abilitățile și să-și crească cariera în imobiliare. Aici vorbim de instrumentele pe care le oferim pentru lucru, cum ar fi un soft CRM. Oferim comisioane competitive. Avem un broker ipotecar care poate să le dau o consultanță veridică și de actualitate atât clienților cât și agenților imobiliari, colegilor mei. Investim foarte mult în publicitate și în marketing, ceea ce la ziua de astăzi este foarte important. Oferim acele facilități pe care un agent imobiliar, să zicem pe cont propriu, nu ar avea capacitatea, poate financiară, ca să-și le asigure. Ana, ai spus despre comisioane competitive, dar vrem să cunoaștem cifre, dacă este posibil. Da. Deci, dacă vorbim despre agentul imobiliar și, în genere, toată lumea știe că în imobiliare intermediem tranzacții cu sume mari, respectiv comisioanele la fel sunt generoase. Iar dacă vorbim de operatorul call-centru, aici avem parte fixă de salariu care ar fi 10.000 de lei plus bonusurile din vânzare. Cum este mediul de lucru la Mirax? Cum se promovează colaborarea în echipă? Pentru că ne străduim să avem o echipă foarte unită, pe cât de posibil unită, pentru că agenții imobiliare oricum sunt mereu separați, având în vedere profilul de lucru pe care îl au. Încercăm să avem multe evenimente împreună, diferite team building-uri sau concursuri care i-ar activa această abilitate de lucru în echipă. Chiar am văzut ceva poze din team building-urile voastre și mi s-au părut fantastice. Nu vreau să mă laud, dar colegilor mei la fel le s-a părut fantastice și sunt foarte. Deci eu văd chiar, văd emoții pozitive. și Asta, da. asta înseamnă ce. Și un presupun că este foarte important colaborarea între colegi să aibă o. Cum atitudine amiabilă între ei pentru că ei sunt nevoiți să colaboreze și să ai, ca să aibă un uh, succes. Să știi că, nu, nu, știu dacă e corect să zicem, sunt nevoiți cumva. Ei ajung singuri, ei ajung singur la idee că a colabora dă rezultate mai bune decât să fii pe cont propriu singur. Și, deci, dar oricum, aceste jocuri în echipă, aceste provocări, cumva le trezește și în lucru Simțul acesta uh -huh, de echipă. Uh -huh. Și cumva devin mai buni prieteni. Și de parcă s-ar cunoaște mai bine. Exact, într da, da. Care sunt cele mai mari satisfacții și provocări în munca ta de specialist în resurse umane, mai ales când recrutezi oameni noi și vezi procesul lor de dezvoltare în companie? Hai să încep cu provocarea. Deci, în primul rând, vine provocarea pentru că este o provocare să convingi o persoană dintr-un alt domeniu că ar fi bună și va avea rezultate foarte bune în domeniul imobiliar. După care vine satisfacția când vezi că. Nu doar că ai convins persoana, dar ea s-a convins prin rezultatele sale. Deci când vezi că a trecut instruirea cu brio și este entuziasmat de ceea ce cunoaște nou aici la noi, și că este entuziasmat de domeniu și de noi ca companie, după care vezi perioada de adaptare la domeniu și când vezi primele rezultate financiare, că asta, asta dă cele mai multe emoții unui coleg nou venit, e o satisfacție. Mm -hmm. E ca și cum ai avea un copil mic și ai vedea că reușește ceva în viață și te uiți eu l-am. Da, atunci când nu are eu. încredere, atunci când nu are încredere în sine și tu îi zici că ba da, tu poți și îl convingi prin argumente și prin exemple și până nu faci singur nu nu crede. Din câte cunosc există anumite stereotipuri despre agenții imobiliari, tu te confrunți cu astfel de întrebări din partea candidaților care vin? Știu despre ce stereotipuri spui, dar eu cumva, pentru că comunic mai mult cu candidații, cu potențiali agenții imobiliari, mă ciocnesc mai puțin cu acest lucru. Totuși, cei care vin cu care comunic eu, um, sunt orientați de a fi, cred cumva, în domeniul imobiliar. Dar să știi că cu apariția companiei Mirax în, pe piața imobiliară din Republica Moldova, acest domeniu a revoluționat. Mm. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Chiar pot să spun mândră că noi, mirac, să avem aportul în schimbările pe care au loc în piața imobiliară. Ce resurse și instrumente puneți la dispoziția agenților pentru a le fi mai ușoară munca? Apropo, vreau să menționez aici, pentru că este un instrument Impecabil și foarte necesar, care nu foarte multe companii, nu vorbesc din domeniul imobiliar, dar în genere, în afaceri, au posibilitatea, da, ca să și le, să -și le permită este, este softul CRM pe care noi îl oferim. Și ce presupunem mai exact, dacă poți să ne deci dai... Deci, facilitează internet. foarte mult lucru cu clientul, pentru că uh -huh. este o bază de date dedicată clienților, unde tu ai de la până la etapele, de, din moment când ai început a lucra cu clientul uh, și toată informația despre uh, client... Uh, nu vorbim doar de contacte, dar și comentarii cu ce, ce i-ar plăcea sau nu. Aici vorbim despre orientarea față de client. da? Deci ofertele pe care le faci la cât de bune sunt, comentarii dacă trebuie să mai faci oferte noi. Și, și altfel au... agentul nu uită aceste detalii care poate par nesemnificative pe moment. Dar, dar de fapt, cum știi tu, lucrurile mărunte fac da, lucrurile mai Deci da. este foarte, foarte comod. E deci, ca o agenda personală mm -hmm. pe care o, și -o are fiecare. Știi la ce etapă este acum. Fiecare cu clientul său, ce ar trebui să mai facă, și deci. Vreau asta să menționez că nu, nu foarte multe uh, companii uh, își permit. Din câte că... știu, apar și anumite notificări sau remindere ca să le aduc aminte. Da, agenților. ei pot să-și seteze sarcina pentru mm -hmm. următoarele, chiar pentru o dată anumită, ca să știi sigur că nu a omis momentul. Practic, îi face mult mai disciplinați. Eu aș zice da, dar aș zice că este un ajutor, e mm -hmm. ca asistentul lor personal. Exact, da, da, da. Ce sfaturi poți să le dai celor care vor o... o ceva? Să vină la noi. Dacă o vor o ceva, noi o oferim ceva. Ce sfaturi ai pentru cei care își doresc o carieră de succes în domeniul imobiliar? În primul rând să facă pasul. Deci, cum am mai vorbit noi mai devreme, cumva nu multă lume, chiar și din alte domenii, își dau seama că ar putea fi un agent imobiliar. Să facă pasul, să vină, hai să zicem, primul pas ar fi să vină măcar să aibă o discuție cu mine în care să poți dau mai multe detalii ce înseamnă un agent imobiliar, care sunt responsabilitățile, care sunt acele abilități pe care poți le ai și atunci, cunoscând această informație, o să-și dea ei singur seama că în principiu ei ar putea face acest lucru. De asemenea, lucru. am niște sfaturi pentru oamenii care ne urmăresc și au un job de 10-15 ani și cumva sunt în zona lor de confort, deși ar vrea să schimbe ceva în profesia lor, să câștige mai mult. Eu zic că acest domeniu este perfect pentru Da, un... acest domeniu este pentru, 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 toată lumea. Îți dai seama tu dacă ai um, cumva experiență de mulți ani în contabilitate, de exemplu, mm -hmm. și te gândești ce altceva pot eu să fac. Trebuie mm -hmm. să-mi caut un alt post într-o altă companie, dar tot în contabilitate. Și aici tu îți dai seama că în principiu tu poți fi un agent și imobiliar. Cumva aici poți să câștigi nelimitat, pentru că depinde doar de tine și abilitățile tale, yeah. cât de mult vei câștiga, nu ai un salariu fix. Neapărat și cum am zis iar, cum am menționat, lucrăm și tranzacționăm sume mari. Mm -hmm. Deci, remunerări mari. Așa că, dacă sunteți ambițioși, aici este locul vostru. Care este viziunea companiei Mirax pentru viitor și cum crezi că aceasta va evolua în următorii ani? Avem planuri foarte bune și foarte mari pentru viitor. Grandioase. Grandioase, da, corect. Um, și, la momentul actual, facem pașii pentru a realiza aceste planuri. Respectiv, Cumva am eu simțul că o să fie rezultate foarte bune a cele care le așteptăm noi. Rămânem să fim lideri și un nume de încredere în imobiliare, în domeniul imobiliar, ce, ce am zis că este viziunea și principiile noastre de bază. Asta o să menținem și cu asta o să câștigăm. Vă doresc mult succes și să ne revedem în câțiva ani și să avem aceeași discuție cu succese mult mai mari. O să dau raportul de succesele noastre. Neapărat! Noastră. Ana, mulțumesc foarte mult pentru podcast, pentru întrebări. Mulțumesc ție pentru întrebări sper, provocatoare. Oh, sper că le-a fost interesant celor de acasă, iar noi ne revedem în curând cu alte podcasturi. Și ție mulțumesc pentru pentru întrebările provocatoare și pentru timpul petrecut împreună. Iar voi cei care sunteți interesați, faceți primul pas și transmiteți-ne CV-ul sau chiar contactați-mă direct și stabilim o întâlnire aici la noi la Mirax.